Bună dimineața! Cred că deja suntem, ca să zic așa, nu știu dacă în direct, dar deja suntem cu publicul nostru de față. Mulțumesc mult, Andreea Ionescu, că ai acceptat așa rapid să facem o scurtă discuție despre seriile de meditație care urmează să se deruleze joia. Din câte știu de la tine, e un obicei pe care tu l-ai de mai demult și aceste seri de joi sunt ceva special, așteptat, cred că, de un public mai mare. De această dată, publicul poate fi și din afara Bucureștiului, nu doar din București, poate fi public și din alte orașe și public din diasporă, așa cum s-a întâmplat și cu cursul tău despre Tibet și despre budism și despre cum funcționează mintea în această filozofie budistă. Aș vrea să intrăm deja în întrebările pe care le-am pregătit, tocmai pentru a înțelege mai bine care e treaba cu meditația. Că tot auzim de meditație, auzim că meditația în Occident, mai ales, îmi vine acum în minte un articol despre meditația care a fost introdusă în unele grădinițe. Mi-am inteles că era un articol despre UK și cum meditația introdusă, deci la copii foarte mici, vorbim de preșcolari, a scăzut încet, încet, atât la grădiniță cât și în școli, evenimentele violente dintre copii, nu știu, descărcările necontrolate. Deci este o tehnică, până la urmă, din câte înțeleg, care poate fi adaptată la omul modern, care poate fi adaptată la Occidentul, care nu se trage din tradiția orientală despre care tu ne vei povesti. Și atunci, înainte de a intra în mai multe detalii, prima mea întrebare ar fi: cum te-ai întâlnit tu cu meditația? Cum a fost întâlnirea ta cu această tehnică ancestrală, spune, a meditației? Bun găsit tuturor și mulțumesc pentru această conversație introductivă. Mă bucur foarte mult că o să putem să ne reluăm, eu cel puțin, obiceiul de a medita joia în grup. Povestea cu meditația în viața mea e destul de veche. Pe la 26 de ani m-am apucat de yoga și ăsta a fost momentul în care am început să accesez stările meditative. După care lucrurile m-au interesat, am mers mai departe și știți cum este. Când elevul este pregătit, apare profesorul. Și am avut ocazia să interacționez cu mulți profesori, în special din zona de budism tibetan. Culminând cu întâlnirea la 40 de ani cu Dalai Lama, care mi-a transformat viața și care mi-a arătat că poți să stai în poziție meditativă 3 ore și să te doară și să fii fericit. Sigur că nu este despre chin, ci este despre, așa cum ai spus tu, o tehnică. Aș vrea să o demitizăm puțin. Că toată lumea vine și zice, aoleu, trebuie să-mi opresc gândurile. Nu trebuie să-ți oprești nimic. Este o tehnică extraordinară, benefică. Ea permite să accesăm straturile profunde ale minții. Deci, gândiți-vă că este ca și cum aș avea o minte liniștită, clară și senină, iar peste ea vine și se scălâmbăie în toate felurile o minte de maimuță. Nu pot să-mi opresc gândurile, îmi spune toată lumea. Nici nu trebuie să ți le oprești. Așează-te pe marginea lor, pentru că, de fapt, despre asta este meditația. Așa că, indiferent cum vă întâlniți cu ea, nu vă străduiți prea tare. Meditația e o stare naturală a minții. Așa am cunoscut-o eu și mă bucur că am cunoscut-o, hai să zicem, organic, natural, integral. Și după aceea am avut progrese pe măsura practicii. E foarte simplu, e ca la sală. Vrei mușchi, te duci și tragi de fiare. Și aș putea să mai completez că mintea este cel mai nedisciplinat mușchi din câți avem. Și probabil cel mai puternic, dacă ar fi să ne gândim ce își poate propune mintea, cum putem să visăm, să ne imaginăm lucruri, dar și să ne autosabotăm până la urmă. Că, nu știu, mușchii corpului au totuși o limită. Mă gândesc la sportivii de performanță care, nu știu, depășesc la un dat o limită. Dar, teoretic, cu mintea și cu puterea gândului, înțeleg că limitele nu prea există. Adică, mai degrabă, ni le stabilim noi.
Așa și este, și dacă ne uităm la tehnicile de coaching moderne, deci ce fac antrenorii sportivilor de performanță, veți fi uimiți să vedeți câte elemente de mindfulness și de meditație există acolo. Așa încât dacă mintea mea e într-o stare clară și frumoasă, ea poate să manifeste lucruri clare și frumoase. Dacă mintea mea este o ladă de gunoi, o să manifest acele gunoaie care sunt în minte. Și atunci e bine să ne facem curat în debara. În afară de asta, da. În afară de asta, aș spune că mai există o grămadă de alte beneficii. Pentru că vorbeai, Sandra, despre grădinițe și școli. Dalai Lama ne-a relatat despre un experiment de 3 săptămâni într-o școală din Canada, în care în programă s-a făcut loc 20 de minute, nu mai mult, pentru meditație. Și au luat toți indicatorii fizici ai copiilor. Înălțime, greutate, tensiune, glicemie, lucruri obișnuite, de colesterol. Și după 3 săptămâni au făcut măsurătorile din nou. Au făcut copiii între timpul ăsta 20 de minute de meditație în fiecare zi. Ușor pentru copii. După 3 săptămâni se normalizaseră valorile de tensiune, greutate. Deci aia slab se îngrășaseră, aia graș slăbiseră. Cei cu colesterol se normalizase valoarea. Deci undeva între aceste stări, aș zice, de acces profund la noi înșine și felul în care corpul poate să beneficieze de ele, există clar o legătură demonstrată. Așa am ajuns la a doua mea întrebare. Ce face bine? La ce ajută meditația concret? Că poate să zic ca omul, ok, joi seara mă întâlnesc cu Andreea Ionescu, care l-a cunoscut pe Dalai Lama, care merge în fiecare an, se întâlnească cu călugări budiști, care organizează tabere de meditație și reușește să facă transformări la nivelul indivizilor și persoanelor cu care ea interacționează. Dar de ce mi-aș petrece eu o oră și jumătate, nu? Joi seara, de la 7:30 la 9, cum adică meditație? De ce să acord eu acest timp și să fac această investiție? Deci dacă ar fi să spui pe scurt cuiva la ce ajută meditația, tu deja ai spus niște lucruri. Liniștirea minții, niște transformări în corp. Cel mai scurt răspuns la asta este pentru că te vei simți bine. Și aici lucrurile sunt pe multiple planuri. Deci meditația îmi permite o stare de claritate. De exemplu, când am o problemă de business cu un client, meditez și îmi vin idei mai bune. Meditația mă ajută să-mi croiesc alte poteci prin creier. Deci este demonstrat, iarăși științific, că meditația crește neuroplasticitatea, care e capacitatea creierului de a forma alte trasee, alte configurații. Neuroplasticitatea e la baza învățării. Da? Deci dacă meditez, și asta vă spun din practică, am lucrat inclusiv cu oameni în funcții foarte mari, care spuneau că nu mai pot să ducă toată încărcătura unei zile dacă nu meditează. Pentru că ai nevoie să te regrupezi. Este ca și marea care se retrage la reflux, ca să poată după aceea să iasă în afară la flux. Avem aceste beneficii fizice, putem să ne concentrăm mai mult. Și aș mai da un exemplu care este doar din observare, din contactul meu cu călugării tibetani care nu au avut niciun fel de altă metodă de educare decât rugăciune, meditație, sutre, practici clasice budiste, am constatat cu foarte mare surprindere un fel de creștere de IQ. Deci oamenii ăștia puteau să cuprindă o problemă despre care n-au învățat niciodată nimic. Și am exemple nenumărate, o să le povestim în întâlnirile de meditație, pentru că nu doar medităm, ci și povestim, vorbim. Unul din aspectele importante este să dialogăm în aceste sesiuni și să aflu și eu ce doresc cei care participă la sesiuni, pentru că în funcție de ce vrem, putem să alegem ce meditații facem ca să servească unui scop sau altuia. Dar în sine, accesul ăsta profund, într-o stare de potențial interior al nostru, ne mărește resursele, ne mărește capacitatea și ne mărește claritatea cu care putem să abordăm lucrurile în lumea în care trăim.
Cum povestești tu așa frumos, mie mi se pare că e ca un fel de superputere. Recunosc că nu sunt la nivelul avansat cum ești tu. Sunt, cred că, foarte începători așa. Eu cochetez. Nici eu nu sunt la nivelul cel mai avansat. Ești mult mai experimentată decât mine, cu siguranță. Eu pot să certific pe această cale că am făcut singurică seri de meditație, dar știu că, și o să te întreb după aia ce înseamnă meditația de grup, și mi s-a întâmplat lucrul ăsta despre care tu povestești, și anume să intru în meditație, să reușesc să-mi liniștesc totuși mintea, să nu mă mai gândesc că o să am bani mâine, oare mă cert cu Gigel, îmbătrânesc, nu îmbătrânesc, ce e moartea, ce aș mânca diseară, de să-mi dau la o parte aceste gânduri, să ajung într-o zonă în care să pot să-mi simt corpul, să simt senzațiile din jur, nu știu, să am o stare de bine, să îmi pun o tămâie care miroase frumos, să aud vântul, deci cumva lucruri din zona fizică imediată, și după aceea ieșind din această stare, care poate a dura, cum ai spus tu, 5-10 minute, maxim 20, cu tot cu liniștește-ți maimuța din cap, să îmi vină niște răspunsuri la niște întrebări pe care le aveam în zilele anterioare. Deci pur și simplu ca și cum ți-ar intra în inbox un mail și îți dă cineva soluția, care de fapt e tot mintea ta sau mintea ta care a fost conectată la o energie, să spunem, mai amplă și mai înțeleaptă. Aici te-aș întreba, pentru că, cum spuneam înainte, există meditații ghidate sau doar muzică sau nu știu cum mi s-a întâmplat mie, l-ascultam pe Wayne Dyer, care are meditația aceea foarte puternică cu eu sunt, I am, eu sunt fericire, eu sunt bucurie, eu sunt sănătate. Dar dincolo de lucrurile pe care le putem face fiecare individual acasă, mai mult sau mai puțin pregătiți, adormind sau nu în timpul meditației, paranteză, mie mi se întâmplă să adorm în timpul unor meditații pe care mi le pun în căști, ce se întâmplă la această meditație de grup? Cum ai spus, pe lângă ceea ce tu ți-ai propus să faci, tu evident că o să asculți pe fiecare în parte ce își dorește și o să alegi instrumentele și meditațiile cele mai potrivite, astfel încât grupul să plece apoi, să spunem, cu darurile pe care le poate folosi apoi și individual, pentru că o să ajungem să medităm în fiecare zi. Tu, practic, în seara de joi dai niște direcții, dar omul se poate juca apoi cu aceste lucruri și cu sine, dar și cu cei apropiați, că pot dărui lucrul ăsta mai departe, dărui vei dobândi. Pe scurt, că vorbesc mult, tu ești de vină, tu mă stimulezi. Ce se întâmplă la o meditație de grup? E ceva diferit? E foarte ofertant, da. Aduceți-vă aminte, se întâmplă același lucru ca și la rugăciune. Și în Biblie se spune clar că dacă doi se adună în numele meu, voi fi și eu acolo. Deci când ne adunăm mai mulți, puterea de concentrare se multiplică. Și de foarte multe ori în seriile de meditație de joia, mi s-a spus: măi, eu nu pot să meditez acasă, dar pot să meditez aici. De ce? Zic, pentru că suntem mai mulți. Și cu cât calitatea grupului e mai bună și cu cât numărul participanților crește, cu atât efectul meditației este mai amplu. Și atunci înțelegem de ce în Orient se adună câte 100.000 de oameni pe un stadion și meditează împreună. Pentru că efectul de mișcare a conștiinței este atât de profund și pentru ei, și pentru subiectul pentru care meditează, pentru că rareori îi vezi meditând doar pentru ei înșiși, încât poți să vezi ca un fel de tsunami care se năpustește în lume și face bine. Se poate, știți foarte bine că dacă cineva este bolnav, ne rugăm mai mulți pentru el. La fel putem să medităm mai mulți pentru el. Pentru că lucruri, scuză-mă, verificate, știu și din cărțile lui Goleman și multe alte cărți care au verificat, facultății din Occident care au studiat fenomenul ăsta și al rugăciunii și al meditației. Da, efectiv, pe grupuri de bolnavi sau pe persoane pentru care unii se rugau și persoane pentru care nu se ruga nimeni, cum e și povestea cu placebo. Este celebru filmulețul lui Greg Braden în care există un bolnav de cancer la vezică, lângă el sunt doi terapeuți care își spun împreună, se roagă împreună și spun vindecat, vindecat, vindecat și se vede pe monitor cum tumora descrește. Wow! Da? Deci în stânga este imaginea la început și după aceea este imaginea live. Puteți să căutați pe internet pentru că este unul din cele mai bune exemple. E o clinică din China. Din China, da, da, da. Da. Dar în afară de marile minuni, cum este asta, să vindeci o tumoră, există mici minuni. Să dormi mai bine, să te simți bine împreună cu ceilalți, să poți să te conectezi cu ceilalți. De asta grupul e foarte important. Fie că el este
real în aceeași sală, ceea ce din păcate acum nu putem face încă, fie că este virtual și eu aș vrea să vă mulțumesc vouă pentru că ați deschis spațiu pentru așa ceva. E o bucurie și o onoare, dar abia așteptăm. Păi să facem. Și apoi luați-vă ce v-a plăcut din seriile de joi și practicați în continuare, pentru că altfel rămânem la un stadiu de cunoaștere intelectuală incipientă, cum spunea și Sandra, și dacă nu practicăm, este să puneți deoparte un 10 minute pe zi, 15 minute pe zi. Atât. Dacă aveți aceste 15 minute de practică și dacă ideal sunt la începutul zilei, o să vedeți cum lucrurile se desfășoară mai cadențat și sunt mai distincte și aveți mai puțină confuzie. Iar dacă o faceți seara, cu siguranță o să dormiți mai bine. Și aici mă întorc la ce ai spus mai devreme. Dacă adormi în timpul meditației, este un semnal din corpul tău care zice ești obosit, ai nevoie să-ți schimbi programul, ai nevoie să te odihnești mai mult. Sau te-ai relaxat atât de tare, de minunat ce se întâmplă, încât ești safe. În cazul meu, cred că asta se întâmplă. Da. Ești acasă, da. Ești la mama în burtică, nu știu. Am să dezvălui aici un secret foarte frumos pentru cei care ne urmăresc. Când m-am întâlnit eu prima oară cu tine, mi-ai făcut mai multe daruri, dar un dar în mod special pe care nu-l respect în fiecare zi, dar așa ar trebui să fac. Sunt încă semi-maimuță nedisciplinată. Mi-ai spus așa, Sandra, în fiecare dimineață, înainte să intri pe telefon, înainte să mergi să te speli sau știu eu, să cobori să-ți bei ceaiul, cafeaua, stai câteva minute și fă o scurtă meditație. Concentrează-te pe lucrurile bune din jurul tău sau proiectează lucrurile pe care vrei să le faci în ziua. Pur și simplu, poate fi meditația sau rugăciunea pe care ne-o propune și despre care povestește foarte frumos prietenul nostru comun, în ghilimele, Greg Braden, așa numita rugăciune sau meditație de recunoștință. Asta povestesc și părinților mei și soțului meu. În loc să mă gândesc, Doamne, dă-mi azi 1000 de euro sau ajută-mă să fac nu știu ce, mulțumesc Univers, mulțumesc Doamne pentru lucrurile bune din viața mea, că sunt sănătos, am două mâini, am două picioare, am un aer curat pe care îl respir, am un pat pe care dorm, am un serviciu la care să mă duc, am o familie sănătoasă. Indiferent dacă sunt sau nu lucrurile perfecte, să ne concentrăm pe lucrurile bune. Și în zilele alea în care mă concentrez și mi-aduc aminte de ce mi-ai spus tu, sunt disciplinată, din start starea mea cumva merge pe altă frecvență. Devin așa semi-zen, deci se întâmplă imediat. Cei care ne ascultă deja pot practica chestia asta de mâine dimineață, dacă vor. Acum, ca să mă întorc la ce mai vreau eu să te întreb, ok, deci ne întâlnim în grup, este virtual, ne dai aceste instrumente, se întâmplă aceste mici minuni pe care după aia putem să le practicăm și noi și prietenii noștri. Dar ce este diferit între meditația, cum am zis, pe care o faci tu singur, ascultând ceva pe YouTube, și prezența unui maestru, unui profesor, adică prezența ta? Ce face diferit? Sau există vreun pericol când eu caut ceva pe YouTube aleatoriu, îmi place mie cum e poza aia acolo, nu știu, cu o luminiță, între mulțumesc ce aleg eu random titluri. Și... Da. Mulțumesc pentru titluri. Sunt un practicant ca toată lumea. Maestrul meu de Reiki obișnuia să spună că toți ne aflăm pe aceeași cale, doar că suntem la borne kilometrice diferite, dar toată lumea face același lucru. Și din punctul ăsta de vedere, prezența cuiva care are practică în spate poate să fie o garanție. Deschid o paranteză. Dacă vedeți o asemenea sesiune condusă de cineva care nu vă place, fugiți rupând pământul, că nu este pentru voi. Adică ne spune și intuiția, nu? Cumva. Avem voie și avem recomandarea să ne-o folosim. Intuiția e prima care îmi spune ceva nu se potrivește aici. La fel, pe internet există exemple strălucite de meditație ghidată sau de subiecte de meditație și altele deplorabile. Pentru că oamenii au avut bune intenții, dar poate n-au avut tehnica, poate n-au avut starea, pentru că starea se transmite. Cu toții avem niște bule electromagnetice în care locuim, care sunt cercetate și determinate științific și care interacționează unele cu celelalte. Asta ne permite să vedem un om și să spunem, băi, ăsta nu-mi place, dar nu știu de ce. Da? Deci, iarăși îl citesc pe Don Beckett, maestrul meu de Reiki, și spune așa, că trebuie să ai ce să înveți de la persoana aia, trebuie să fie disponibilă pentru tine și trebuie să ai chimie cu persoana respectivă. Da? Și atunci înseamnă că ai găsit pe cineva cu care o perioadă, nu necesar până la sfârșitul vieții,
poți să rezonezi și poți să aduni învățătură utilă pentru practica ta. În rest, e plin netul de tot felul de trăsnăi New Age, care sunt unele mai drăguțe, altele mai întunecate, ca să nu se zic mai rău. Deci, dacă vă duceți pe internet, puneți-vă filtrele. Spuneai tu, scuză-mă, ceva de etică, până la urmă. Adică cine e în spatele intenției respective, pe lângă stăpânirea instrumentelor și un exercițiu pe care să-l aibă în spate, adică să știu omul ce face, nu? Poate exista și o intenție, să spunem, nu foarte... De multe ori cu aceste instrumente poți să accezi în planuri foarte înalte sau în planuri foarte joase. Și diferența o face intenția acelui care rostogolește energia la vale și a celor care urmează acest traseu. Deci, ar fi bine să vă alegeți oameni care au o etică demonstrată. Oameni care nu fac asta pentru bani. Oameni care nu fac asta ca să fie proslăviți și să apară pe nu știu unde și să se vorbească despre ei, că ce mare maestru. Alegeți-vă un maestru care să întruchipeze principiile de smerenie, de dedicare pentru ceilalți, de întrupare a acestor principii. Fie că vorbim de unele creștine sau de unele cele din Reiki sau de cele 8 spițe ale roții budiste, nici nu are importanță, pentru că fiecare sistem spiritual se bazează pe o sumă de comportamente și atitudini care ne fac să fim binele în lumea asta și nu răul. Deci, atenție la lucrurile astea. Și dacă aveți senzația că v-ați întâlnit cu cineva care era negativ și vă simțiți impurificați, trageți o baie cu sare și trageți o meditație după aia. Că nu există niciun fel de toxină emoțională sau energetică necurățabilă. Îți mulțumesc că ai făcut legătura și cu zona asta a preoției sau a ortodoxiei sau a spațiului, să spunem, cultural în care noi ne aflăm, pentru că aș vrea să, în final, ultima mea întrebare ar fi despre meditație, n-aș zice versus, meditație și rugăciune. Sunt lucruri comune, sunt, pentru că poate că unele dintre persoanele care ne urmăresc practică deja rugăciunea. Eu, de exemplu, practic și meditația și rugăciunea. Sinceră să fiu, nu prea știu întotdeauna când se termină rugăciunea și când începe meditația, dar dacă ai putea un pic să ne explici despre relația dintre... Că ai zis inclusiv rugăciune budistă și meditație budistă, deci și acolo sunt... Care ar fi diferențele sau cum e întâlnirea dintre cele două? Aș spune că rugăciunea este cu cuvinte și n-aș vrea să teoretizez prea mult, ci să vă spun o poveste. M-am întâlnit cu un părinte isihastă Munții Buzăului. Eram o grupă în retragere. Omul ăsta ne-a simțit efectiv de peste dealuri, de peste munți și a venit curios să vadă cine suntem. Și noi voiam să medităm. Meditația eu am învățat-o pe filieră orientală. Și... îmi citea în minte, fără niciun fel de discuție, acest preot călugăr. Și spune, Andreea, când vrei să meditezi, nu e bine să spui rugăciuni lungi. Pentru că meditația este o stare de liniște în sine sau repetiția unei mantre. Eu, mantră creștină, nu știam decât Tatăl nostru, care e cam lung. Și ca și cum m-ar fi auzit din nou, același părinte spune, de exemplu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi și pre toată lumea ta. Rugăciunea deci inimii. Modificată a rugăciunii inimii, aha, pe care vă mărturisesc că am încercat-o împreună cu grupul și am meditat strașnic 30 de minute în prezența acestui părinte care ținea spațiu pentru noi și care după aia a venit la noi și a zis, frumos ați meditat. Mai spune o dată, scuză-mă că te-am întrerupt, deci, cum este rugăciunea inimii modificată? Pe care am primit-o, deci asta e o transmisie orală, așa se numește. Da. Da. Da, de la acest părinte, este așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi și pre toată lumea ta. Deci, vedeți că este o rugăciune mai inclusivă decât varianta pe care o știm cu toții de la biserică și acest călugăr care, în mod clar, posedă un training spiritual evoluat, a considerat de cuvință să ne ofere.
motiv pentru care îi mulțumesc și îl menționez de fiecare dată când am ocazia. Mai am și alte întâmplări cu preoți catolici care m-au văzut. M-am dus la spovedanie înainte să botez catolic și mi-a spus că îmi dă un canon după spovedanie și fără să știe nimic despre mine, a zis canonul este să stai 30 de minute în biserică și să meditezi. Deci sunt preoți care acceptă... Există meditație creștină. Spaima cea mare este cu meditația transcendentală. Dar dacă există îngrijorări legate de lucrul ăsta, putem să vorbim despre ele. Deci cele două coexistă, nu este un conflict. Da. Și spaima cea mare este că nu ai filtru, exact același lucru despre care vorbeam mai devreme. Adică dacă cineva îți dă o mantră pentru meditația transcendentală care nu este benefică și tu nu ai de unde să știi, atunci poți să ai un acces într-un plan de conștiință care nici el nu este benefic. Ca să ne exprimăm în forma cea mai drăguță. Am înțeles. Deci cumva, dacă înțeleg eu bine, în cazul rugăciunii sunt niște cuvinte stabilite, cumva un fel de potecă și de rețetă, pe când în cazul meditației, neexistând cuvintele sau existând mantra, trebuie să fii un pic mai atent. Putem să zicem că rugăciunea e primul nivel și meditația ar fi al doilea nivel? Sau fiecare alege lucrurile astea în funcție de moment și de starea pe care o are? Exact. Eu, de exemplu, nu pot să mă rog îndelung. Pentru că pe mine cuvântul mă face să mă deconcentrez de pe energie. Deci pentru mine metoda de a medita, da, este mult mai bună decât de a spune rugăciunea aferentă. Sunt câteva excepții, una este novena, a doua este această rugăciune despre care v-am vorbit. Da, cred că în funcție de fiecare există anumite tehnici care ni se potrivesc și altele care nu. Ăsta este motivul pentru care în fiecare joi o să facem altceva. Pentru că scopul meu e să vă prezint din trusa de scule toate șurubelnițele și toate ciocanele cu putință și după aia să vă alegeți voi cu ce vreți să lucrați din tot ceea ce ați văzut, cu ce aveți confort cel mai mare. Meditație pe respirație, meditație analitică, meditație ghidată, meditație exploratorie, meditație contemplativă, meditație vizuală și lucrurile pot să continue. Deci, practic, fiecare întâlnire o să aibă, să spunem, un specific? Că da. Okay. Un alt subiect și dacă sunt subiecte care vă macină și despre care vreți să vorbim, noi o să începem sesiunile de meditație cu o scurtă conversație, prezentare, pentru că din Amazon, de la șamani, dar și din Orient, de la călugării tibetani, am învățat că este foarte important să stabilești intenția sau, cum spui, motivația, care funcționează ca o busolă pentru procesul de antrenament spiritual în care tu intri. Mental, personal, puteți să-i spuneți în toate felurile. Deci o să vedeți că o să coborâm toate lucrurile astea cu picioarele pe pământ pentru intelectualul sau non-intelectualul urban dintr-o țară care vrea să fie în vest, dar încă este în est și care trăiește într-o anumită realitate. Deci nu o să ne ducem să visăm unicorni pe nori de curcubeu. Asta e o veste bună. Vreau să întreb ultima chestiune. Cum ar trebui să se pregătească participanții? Mă refer fizic, nu știu, să fie confortabil, să fie, au nevoie de fotoliu, canapea, pat sau să fie un loc mai liniștit, să nu treacă pisica, cățelul, copiii, să alerge prin jur sau ai vreo propunere? Este grozav dacă puteți să vă faceți o bulă de spațiu sacru, să aprindeți o lumânare care să spună subconștientului, dragă subconștientule, acum fac ceva important. Să nu fiți îmbrăcați cu haine care să vă jeneze, adică nu vede nimeni de la brâu în jos, puteți să desfaceți centurile. Să vă simțiți corpul cât mai puțin, deci să fiți într-un loc unde să nu fiți obligați să folosiți foarte mulți mușchi. Dar și pentru asta o să învățăm cum putem să relaxăm corpul. Pentru că ideea este să poți să meditezi 2 minute între 2 ședințe. 1 minut. Pe o bancă în parc sau undeva unde să pot să fiu la început în liniște. Pentru că practicantul este mult mai perturbat la început de zgomote și imagini exterioare.
iar practicantul avansat se recunoaște prin faptul că poate medita pe un culoar care face legătura între bucătăria și sala de servire a unui restaurant. Da? Și nu netulburat nici de mirosuri, nici de agitație, nici de zgomotele de vase trântite. Deci, când o să ajungeți să nu vă mai tulbure și să puteți să meditați indiferent ce, să știți că puteți să vă dați singuri diploma de practicant avansat. Mulțumesc foarte mult. Vreau să te întreb dacă putem să ne imaginăm că în viitor meditația o să fie așa, precum spălatul pe dinți sau spălatul pe mâini. Putem să ne imaginăm o lume în care o să ne permitem toți sau să ne dăm voie, cum se zice, să avem grijă de igiena noastră interioară, că e meditație sau rugăciune și pentru că știu că sunt și instituții și corporații care au în vedere meditația sau cheamă, tu faci lucrul ăsta, faci coaching, da. Dar evident integrezi foarte multe tehnici din zona asta. Deci putem să visăm la o lume din asta unde să ne acordăm acest timp, dacă nu zilnic, măcar de câteva ori pe săptămână, ce părere ai? Cu siguranță. Uitați-vă cu ce viteză s-a împrăștiat numele de mindfulness. Care este o tehnică de meditație, să ne înțelegem foarte bine. Deci mindfulness-ul, NLP-ul, toate preiau asemenea elemente și m-a bucurat foarte mult când m-a sunat o directoare de grădiniță și a spus că vrea să învețe pe copiii ei să mediteze și dacă putem să facem câteva cursuri ca după aia să preia educatoarele. Deci ceva se întâmplă în lume și ne dăm seama că nu putem să funcționăm ca un motor supraturat la nesfârșit. Și că avem nevoie să ne adunăm apele, cum spuneam la început, și să venim la loc în noi înșine, pentru că altfel ne pierdem în toată agitația asta exterioară. Deci sunt foarte multe persoane care vin la mine și spun, băi, eu nu mai știu cine sunt. Și primul lucru pe care îl facem este să ne liniștim. Cum ne liniștim? Meditație sau cu rugăciune. Meditația poate să fie și în mers și o să vorbim și despre asta. Meditația poate să fie și pictând și gătind, e o formă de meditație. Și notând sau stând pe iarbă, orice, în parc. Da, da. Dacă stau pe malul mării, unul din ucenicii, cei patru ucenici al lui Buddha, primii care s-au iluminat după el, când Buddha i-a întrebat pe toți patru cum s-au iluminat, a spus, eu m-am iluminat privind valurile. Pentru că și aceasta este o formă de meditație. Foarte frumos. Andreea, mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. De-abia așteptăm seriile de joi, care ne dorim să se întâmple așa la lung. Posibil să fie niște întreruperi cu sărbători sau așa, dar cumva să intre în tradiția fundației împreună cu tine, să le facem în prima fază în forma aceasta virtuală și într-un viitor, nu știm cât de clar, și fizic sau... Dar oricum, cum spuneam, ce este minunat prin forma asta virtuală de meditație este că, de fapt, publicul poate să se afle oriunde. Oamenii pot fi și în vacanță, pot fi în mașină, nu, că trebuie să se concentreze, dar pot fi în orice loc din țară. Absolut. Sau de pe glob, atâta vreme cât au un device și la ora 7:30 se pot conecta la link-ul pe care noi îl... Nu vă trebuie decât un telefon mobil și o pereche de căști. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Te pup, să ne vedem cu bine. Da, și eu de-abia aștept să mă întâlnesc cu cei care au nevoie să se regăsească. Și mult spor în adunat energii benefice pentru ca să le împrăștim mai departe către noi. Îți mulțumesc mult! Din punctul ăsta de vedere, Sandra, sunt ca ăla care alergă cu plasa de fluturi. Tot timpul plasa mea de fluturi este sus și adun tot ce-i bun. Mulțumesc foarte mult și te îmbrățișez! La revedere! La revedere.